punta, dacă mâine ar candida la alegeri prezidențiale, ar lua 81% din... Ce faci atunci? Continui să faci pe încăpățânatul, pe supăratul? Nu, nu, eu nu voi candida, că așa le-am promis oamenilor. Dar mă, de le-ai promis în minutul 2, până când n-ai făcut nimic la partid. Păi nu mi se pare mai normal întâi să faci 100 de lucruri clare, nete, și după aia să zici, doamne, având în vedere că treburile merg destul de bine la noi și uite, avem așa un curent favorabil, m-aș băga. Cum să începi să spui o asemenea tâmpenie? Vă amintiți când Ponta ne-a jurat că el nu va candida nici la PSD? Deși sigur că își dorea. Sigur că își dorea lucrul ăsta. Da? Vrea să bage mâna pe sub fusta destinului. Da, cine n-ar dori să bage mâna pe sub o fustă? Da, spunem cu toții că nu. Nu, nu, eu nu. Eu sunt căsătorit, eu sunt serios. Nu, ne-am dorit să băgăm mâna pe acolo și Victor Ponta, când aia au spus, bă, Victore, ești președintele partidului, dracu, trebuie să te bagi. Dar vezi că dacă o încurci, te-am ras. Și până la urmă s-a băgat. N-am mințit și atunci la fel. Nu, nu, el are proiecte, nu țineți minte. El era primul ministru al României și avea atâtea de făcut. Da, și numai lucruri bune făcea prostănacul ăsta. Avea numai lucruri bune de făcut și atunci nu era timp. Pentru evident că la președinție n-avea niciun rol decât de marionetă. Dar până la urmă, uite că s-a băgat. Dacă era atât de tare și îi știa pe aia toți proști din PSD, cum i-a numit după aia, n-ar fi trebuit să-i refuze? Uite că n-a avut tupeul să-i refuze, s-a băgat, a luat cea mai mare înfrângere posibilă a unui politician în fața unui nimeni de care nici nu auzise până atunci. Da? Și acum ce? Și face partid și primul pe liste. Cum să te duci să votezi așa ceva, bă? Cum să te duci să votezi așa ceva? E ca și cum te duce și l-ai votat pe Robert Turcescu, care ați văzut acum, e alt om. Vine la televizor, își dă cu palmele și cu ceasurile alea peste frunte și zice, n-am pomenit așa ceva. Nu, n-am, în viața mea n-am auzit așa ceva. Tu poți să spui așa ceva despre cineva, mă? Că a uitat România, da? Alea două, trei zile în care, țineți minte, nici nu ieșea din casă. Exact cum a făcut Corneliu Vadim Tudor, sau nu neapărat el. Alții ca el. Ia Păunescu și toți aia, imediat după Revoluție. Mulți, sute, milioane de oameni, da? Au crezut că pentru ei s-a terminat. Ce bandiți! Da, au stat luni de zile ascunși. În baie, pe unde s-au băgat, prin șanțuri. Și-au săpat grop, s-au ascuns în ele. Au crezut că s-a terminat. Cei mai mari impostori. Păi dacă n-au văzut că românul e prost și că iartă și de data asta, cum să ierți, mă? Cum să ierți, mă? După ce trăisem atâta timp în mizeria aia cruntă, bă, cum să ierți, bă? Ei bine, unul care n-a iertat e aici. La mine nu contează astea, bă, tata. Prietenii, ce au mai făcut ăia, ce trebuie să spui, ce... O, tăticu, nici un mormânt nu o să iert niciodată, nici pe unul, nici pe celălalt. Stați liniștiți, că de mine nu scapă. Da, ei așa credeau atunci că s-a terminat, bă. Credeau că nici în iad nu-i va primi nimeni. Și după aia au venit și au început, exact așa fac toți ăștia. Turcescu, Ponta, da, bă, da, n-aveți un pic de rușine, bă, nenorociților? Păi ați trecut prin cele mai penibile momente prin care poate să treacă un om în cariera lui. Nu se poate ceva mai umilitor, bă, în cazul lor. Și uite acum cu ciocul mare, bă. Când ar fi plecat atunci, păi nu țineți minte că era verde Ponta la față, pe toate fazele alea. A plecat atunci ca ultimul nenorocit. Bă, să gândeam, bă, dacă o-i găsi și eu o țeavă undeva unde să mă bag. Nici o șansă nu mai avea, bă, îl sfârtecau ăia. Și uite acum cu gura mare peste tot. Ăsta la fel, bă. A venit să se spovedească la televizor. A crezut el că va mai ieși vreodată din minciuna aia. Niciodată, tată. A plecat, a închis telefonul și l-a aruncat aici, în primul canal pe Calea Victoriei. A zis, niciodată nu o să mai răspund cu nimeni, bă. Voia să se ducă la capătul lumii. Și uitați-vă la el acum, ce tupeu are. Cum să construiești o țară cu așa ceva? Deci ăsta s-a dus înapoi, Victor Ponta, și acum e primul pe listă, pe 29 septembrie. Deci mâine, poi mâine, da? Este termen la Tribunalul București pentru înscrierea partidului. Deci de umilințele astea, da? Umilințe profesionale, umilințe de competențe, de pregătire profesională, da? Deci un om devastat din punct de vedere al carierei, bă, n-a avut și el un ok, își lua un răgaz de ăsta de 5 ani, de 10 ani, nu mai auzeai de el, și după aia spunea, domnule, am fost în munți, sau am fost la mănăstire, a? Am trăit o sihăstrie din asta halucinantă,
Am citit 2000 de cărți. M-am întors. M-am nicio legătură cu cel care plecasem odată. Da? Iată-mă în față cu totul și cu totul alte idei. Da, hai să te vedem, hai să te ascultăm. Da, ți-ai ispășit 10 ani, nimeni n-a știut de tine. El ce a făcut? A făcut o gaiță, da? A ciripit pe aici toată perioada asta și s-a mai contra cu oamenii pe care îi respecta cel mai mult din lume cu câteva săptămâni, câteva luni înainte și acum e gata să intre iarăși într-o bătălie de același tip. Cu ce argumente? Tot cu minciunile pe care le-ai spus înainte și pentru care cu atât ai spus, ai fost penalizat, nu te-am penalizat noi, mă. Da, sau ăia de la antene, care astăzi erau cu tine, mâine nu mai știau cu cine să fie. Bă, ai fost penalizat de cei care iarăși vor sta în fața ta. Adică electoratul. Nu înțeleg cum ai putea iarăși să fie același Victor Ponta. Fă, bă, și tu, cum spun unii. Da, n-aș mai vrea să prezint emisiunea, aș vrea doar să o produc. Du-te, bă, și produci și tu. Să ni se spună, uite, partidul ăsta, partidul bostanilor găuriți, știți, are oamenii ăștia. În spatele lui însă să aflăm că bă, era mâna lui Ponta, Ponta lucra. El le scria discursurile, îi îmbărbăta la pauză și după meci. El se ducea, el vorbea cu ei, hai bă că se poate, hai, capul sus. Da? Ăștia sunt școliți de Ponta, Ponta, fii atent ce. El nu, el va veni cu aceleași argumente, cu aceleași bășcălii, cu aceleași glumițe, tot în fața oamenilor. Da. Ați văzut pe Dragnea, acum votați-mă pe mine. Da? Voi ce ați crezut că Dragnea e mai... Uitați-vă, eu sunt bă. Ați votat pe Dragnea, acum gata. Timpul lui a trecut, iar e timpul meu. Cum crezi că se poate întâmpla așa ceva? Plus că tu ești într-un partid pe care RCS-ul nici nu te-ar băga pe cablu, mă. Da? Și tu ești la nivelul unui partid care nu se găsește pe nicio listă. La câte partide sunt în România, unde s-ar mai înscrie pro-România? Cum să ajungă pro-România să devină liderul opoziției? Sau ce ar putea să facă? Să facă alianță PSD-ul cu el sau ce? Adică este uluitor. Câtă minte trebuie să-ți lipsească să nu poți să stai 2 minute înainte de asta să te gândești. Bă, tată, dar stai puțin. Unde ne ducem? Noi ce o să pretindem că o să facem? Cu cine o să fim? Cine ne-ar mai înghiți? Bă, n-ai nici măcar atâta cap încât să-ți dai seama că vremea ăstora a trecut? Nu mai suntem, bă, în 1991. Atunci se făceau partide de-astea. Fugeai dintr-o parte și te duceai în altă parte, nu mai știau. Bă, dar parcă dimineața era în partidul ăla. Nu, bă, ne-am înșelat, o fi altul. Are același nume, dar o fi altul. El deja fugise în altă, bă, la alt partid, înființa un alt partid. Atunci era la modă. Oamenii erau disperați, nu știau ce să facă. Da, credeau că, într-adevăr, l-au prins pe Dumnezeu de picior. Dar nu era așa. Trebuia multă minte. Multă minte. Timpul să scurgea, să știți. Să scurgea. Și noi am aruncat atunci, într-adevăr, odată cu timpul, cam tot ce aveam la dispoziție. Belșugul, apa, da, tot ce dispuneam în momentele respective. Toate s-au dus atunci, relațiile, credința, tot ce dispuneam în momentele alea, am aruncat repede. Da? Ca ăla care a câștigat la loto și într-o săptămână nu mai avea niciun ban. Și cam așa s-a comportat România. Atunci aveam multe, tată. Trebuia să facem multe, într-adevăr, dar n-am știut. Nu ne-am priceput. După ce fostul director SIE Cătălin Harnage a spus public că George Maior ar vrea să se înscrie în Partidul Pro-România, iată așadar un nume greu, Daniel Constantin, președintele Pro-România, că nu putea Victor Ponta să dețină chiar toate funcțiile, a vorbit despre proiect. A dezvăluit că au venit foarte mulți oameni către partid după anunțul lui Ponta. Suntem la început de drum. Foarte multe persoane care și-au exprimat intenția de a veni și cunoscute și mai puțin cunoscute. La momentul potrivit le vom prezenta pe toate. Păi numai să aveți unde. Dacă nu, scrieți un șamd din ăla și restul, da? Că bine, e nevoie și de figuranți în țara asta, nu trebuie să fiți toți eroi principali. Primul obiectiv al Pro-România este legat de alegerile europarlamentare. Asta e obiectivul. Deci, cum ar veni, mai avem un an și 7 luni, Euro 2020, în limbaj fotbalistic. Adică nu-i mai interesează Cupa Mondială de anul viitor din Rusia, că e prea devreme. Deci, atenție, 1 an și 7 luni. Deocamdată suntem în faza în care așteptăm să fie înscris partidul. Dar încă o dată pe RCS nu. Poate cu Telecomul, cu UPC-ul. Avem nuclee în 37 de județe. Trădători, coți,
ăștia care nu s-au mai n-au furat destul cu Dragnea. I-a marginalizat Dragnea, da? S-au dus la Ponta. Cum poți să pleci de la Dragnea la Ponta? Explicați-mi și mie. Ha? Altfel nu se poate. Că dacă până acum erai PSD-ist sau erai pontist sau erai undeva, nu puteai să-l aștepți o Victor Ponta pe margine. Din ăștia nu există. Sunt doar oameni care, să nu spuneți că ăia 40% care n-au votat niciodată în România până acum, ăia l-așteptau pe Victor Ponta să-și facă partid. Eu nu cred asta. Da? Eu cred că aici sunt oameni care au făcut politică până acum, au furat țara și au pierdut în alegeri. Eu cred că ăștia vin în partidul lui Victor Ponta, da? Deci e ca și cum s-ar sparge niște pușcării și ar trebui să se ducă undeva. Să ducă în partidul ăsta. Sau în alte partide, dacă vor mai fi din ăștia care vor pierde la un moment dat trenul. Și își fac un tren acasă, nu? În sufragerie. Deja acestor nucleeri s-au alăturat foarte mulți oameni, după ce Victor Ponta a anunțat că e partea proiectului. Absolut fenomenal. Deci vă reamintesc, se numește Pro-România. Dacă o să-l găsiți undeva vreodată pe vreo listă, foarte bine. Petre Daia, ministrul agriculturii, ăsta are noroc, prostănacul ăsta, că s-a născut totuși într-o eră pe care nu o merită. Asta, cam asta putea să se spună despre el la scara istoriei și a scurgerii timpului. De exemplu, el ce făcea? Mânca niște carne de porc dintr-un portbagaj, dar beneficiind astăzi de suportul digital, prietenos digital, da? Prostul ăsta a ajuns, iată, cunoscut. Pentru că așa mâncam și noi, pe vremea lui Ceaușescu, tot porc de ăsta de bazna. Tot din portbagaj. Sau de la iarbă verde. Dar nu ne dădea nimeni la televizor. Sau pe rețelele de socializare. E bine, pe Petre Daia, un analfabet al politicii românești, iată, îl arată lumea la televizor. Uite, îl arătăm și noi. Uitați-vă puțin, ăla-i Petre Daia, ăla cu gura plină. Uitați-l. Mănâncă un porc dintr-un portbagaj. Asta este atitudinea lui ca să spună că e bun porcul de bazna. Evident că e bun. Era bun și pe vremea lui Neanicu. Porcul de bazna. Bazna e o rasă de porc din zona Mediașului, foarte aproape, între Media și Sibiu, de fapt. Un porc, într-adevăr, bine cunoscut. Ăsta era porcul, de exemplu, care se folosea la Salco, la Mediaș, cea mai mare fabrică de pateu pe care a avut-o vreodată în România. Acolo se făcea și salamul de Sibiu, acolo se făceau toate. La Sibiu nu se făcea nimic. Totul se făcea la Mediaș. Da? O fabrică care tot așa a mai trăit o vreme și după 1990. Ea era, practic, să spun, drapelul, stindardul României înainte de Revoluție, alături de berea de Reghin, să spunem. Astea erau cele două mari branduri ale României, salamul de Sibiu și berea de Reghin. Astea se duceau oriunde în lume. E, după Revoluție, sigur că fiind nepricepuți pe acolo și ele nemai fiind ținute în mână, încet, încet s-au dus dracului, deși la Salco ăsta, la pateuri Mediaș, singurul pateu autentic din România, restul erau niște glume sinistre, da? Acolo s-au îngrămădit străinii. Au venit tot felul de nații care au încercat să preia, să facă. Nu exista nicăieri așa ceva în Europa. Da? Dar, din câte știu eu, în momentul de față e mai mult paragină. Adică, din câte văd pe tarabe, nu mai găsești pateu de Mediaș. Nu mai există salamul de Sibiu și a pierdut și el, evident, din aură. Deci să știe prostul ăsta de Daia că la vremea respectivă porcul de bazna, când el nici nu era născut, sau în orice caz s-a ocupat de cu totul și cu totul alte prostii, era cunoscut peste tot în Europa. Nu trebuie să ni-l arate el dintr-un portbagaj grețos în 2017. Porcul de bazna merita mai mult decât un Petre Daia. Președintele PNL, vreau să spun, Ludovic Orban, a declarat în deschiderea școlii de vară a femeilor liberale, cum să nu te gândești un pic și la femei, da? Care se desfășoară la Jupiter, deci nu la Venus totuși, la Jupiter, cea mai mare energie se consumă în interiorul partidului în dispute interne și nu pentru a transmite mesaje în afara partidului. Bun, așa este, când ai totul pierdut, da? Și nu mai ai nicio șansă să devii cineva, cazul lui Ponta, cazul lui Orban acum, începi să spui lucrurile așa cum ar fi trebuit dacă erai un om serios cu mult timp înainte. Pauză publicitară. Avem o presă, într-adevăr, de 11 septembrie, care pentru noi nu mai înseamnă altceva decât începutul școlii,
ne-am readaptat așadar. Burcea și Becali, care au ratat-o pe asta cu școala de mult, acum sunt în pușcărie, dau cu sapa. Îi vedeți aici pe prima pagină, mai avem vreme să îi vedem și la interior. Și ăștia s-au ratat în general, Cătălin Măruță, Teo Trandafir și Cerebel. Au fost elevi într-o vreme, uitați-vă câtă jale în spatele lor. Dacă nu venea revoluția, erau măturători de stradă cu toții. Uitați-vă puțin la ei. În spatele lor se vede într-adevăr sărăcia, ponoseala aia. Astăzi chipurile sunt vedete. Bun, în evenimentul zilei cere comisie parlamentară de anchetă evenimentul pentru arhiva secretă a SIPA. Să nu spuneți că îl băgați la pușcărie pe omul nostru de la Hot News, pe Dan Tăpălagă. Cum apar procurorii DNA ca niște plângăcioși de tot râsul, scrie Ion Cristoiu, o știi mai bine, maestru, nu? Decât noi. Ungaria șantajează România cu pălăria pe cap, pardon, cu sprijinul de la București, zice Adevărul. Cu pălăria pe cap este chelea mea în Hunor. E adevărat, cetățean român. Așa este și lângă el este Victor Orban, premierul maghiar. Un anti-european nu convins, din prostie, ca să iasă și el în evidență cu ceva, a zis că el e anti-Europa. Are pe undeva dreptate, pentru că ei nu vin din Europa, ma Ungaria nu este o țară europeană, asta este firesc. Primăria Capitalei vrea să dea contracte fără licitație, foarte bine, și că lumea s-ar fi plictisit de gropi. Am citit astăzi pe undeva, s-au oprit oamenii pur și simplu pe străzi, mașinile lor cu tot, n-au mai vrut să meargă. Dan Bâra nu vine astăzi și e mai bine că nu vine. Să mă lase măcar până mâine la ora 16, când o să-i dau socoteală. Dar până atunci să mă lase. Azi, că le-am Paul Spector, le-am pastele mele. Pe mâine!